Am votat în primul rând pentru dezvoltarea județului Gorj, pentru continuitate și nu în ultimul rând pentru ridicarea bunăstării fiecărui gorjean în parte. Vreau să le mulțumesc tuturor gorjenilor pentru încrederea care ne-au acordat-o în toți acești ani. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor membrilor Partidului Social Democrat pentru implicare și pentru că am creat o echipă extrem de unită, hotărâtă să arate că se poate în Gorj, așa cum întreaga guvernare PSD a arătat că se poate pentru România. Pentru fiecare dintre noi, Gorjul contează. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și noi vă mulțumim! Domnilor, a fost dragilor, deputatul Mihai Weber, care a votat în urmă cu puține momente, chiar aici, la liceul.